Vă salut, prieteni, și bine ați venit la o nouă emisiune Steaua Liberă. Este o emisiune specială de data aceasta pentru că am alături de mine pe unul dintre cei mai mari jucători români din toate timpurile, poate chiar cel mai mare. Sunt onorat și mândru să îl prezint pe domnul Marcel Răducanu. Da, sunt absolut sigur de acest lucru, cel mai mare jucător, cel mai mare fotbalist care a călcat în Ghencea. Și pot să spun un erou personal. Vă salut, domnule Răducanu. Da, bună seara și eu. Mulțumesc mult pentru compliment. Și eu sunt bucuros că am ajuns la Cluj și în sfârșit putem să facem acest interviu. Și da, deci au și sunt chiar mândru pentru că într-adevăr și atunci când am jucat la Steaua București, este pentru mine o onoare. Sunt bucuros că am trăit 26 de ani în România și unde m-am format, unde într-adevăr am ajuns fotbalist și că am putut să fac față în continuare și în Germania, unde am jucat și acolo la un nivel ridicat. Foarte ridicat. Da, și, da. Fotbalul vest german era cel mai puternic. Da, era cam da, era. Vorbeam despre o echipă care câștiga campionate mondiale, deci sigur, da. Noi am făcut emisiunea asta noastră la Steaua Liberă pentru a-i ajuta pe steliștii mai tineri, care astăzi nu prea, în ciuda vremurilor, nu prea au acces la informații din trecutul glorios al Stelei. Și acesta este și motivul pentru care am cerut să facem acest interviu cu dumneavoastră, ca să-i ajutăm pe ei să afle mai multe despre adevăratele legende ale Stelei. În ultimele săptămâni, mai mulți suporteri ne-au scris, ne-au trimis întrebări și o să încep cu o primă întrebare. Cum ați ajuns dumneavoastră la Steaua? Da, întâi am fost la 7 ani, m-a dus unchiul meu, care și el a jucat și în echipa națională de 2 ori, Marin Voinea, a jucat atunci la Progresul, cum îi spunea Naționalul mai târziu, Progresul București. M-a dus la o probă de antrenament la Progresul București atunci, când aveam 7 ani. M-am dus acolo și noroc că m-au oprit imediat acolo, numai pentru că era prea departe. Noi stăteam în Patrimon, deci că făceam cam pe o oră și ceva cu tramvaiul. Și sigur că la părinți le-a fost frică, că eram mic și să mă trimea tot timpul la antrenament cu tramvaiul. Dar totuși am jucat vreo 2 ani acolo și după aia s-a format centru de copii și junior la 23 august, care era mai aproape de la stadion, care e acum Arena. Da? Și da, așa, m-a dus la acolo și a trebuit să mint. Din păcate, pentru că m-au întrebat dacă am mai jucat undeva și eu, de frică că nu o să mă oprească, am spus, dar n-am jucat și sigur că m-au prins imediat că aveam deja legitimație la federație. Dar, da, și acolo am început, de fapt, cariera mea, am avut șansa de a avea pe, cred că, cel mai bun antrenor pe care putea să-l aibă cineva atunci, Francis Fabian, și da, ne-a luat de mici. Am de la 9 ani până la 18 ani când am ajuns fotbalist, unde m-a luat după aia Steaua la Ghencea. Deci am scos atunci vreo 5, dacă nu 6 jucători care imediat au pornit ca jucători de prima ligă. Și e ceva enorm să scos 6 jucători care să joace imediat. Și așa am ajuns la Steaua, am aproape de 18 ani. Și am debutat la 18 ani jumătate am jucat la jucat pentru Steaua și eu când am ajuns acolo, clar, mă speriați, erau numai jucători, Călmăgeanu, cei mari, Negrea, nu, fotbaliști, da, Pantea, de, și Ciugarii, da, dar și trupă, trupă bună de tot. Dar am fost primit bine de ceilalți colegi care erau mai în vârstă și astea, pentru că au văzut că știam și eu puțin cu coțofana cu mici și ce mi-a făcut viața mai ușoară. Nu, dacă ai ghinion și începi să... Da, a venit tu acum pușcă. Deci am avut șansa și da, am ajuns, m-am făcut și-o plăcut față de ei și după aceea am început să joc meci de meci.
Da, la 19 m-am și însurat, dar eu zic că am avut o șansă imensă să joc alături de acești mari jucători care au avut în perioada aia. După am început să joc și multe meciuri la echipa de olimpică, la, nu? Și când am jucat și la echipa mare, nu prea multe meciuri, pentru că după am fugit și nu s-a mai dat șansa să mai joc în continuare. Cred că aveam și eu vreo 50-60 de meciuri internaționale dacă rămâneam în România atunci. Ne-ați spus despre numele mari cu care ați jucat. Dumneavoastră ați simțit vreodată vreo presiune din partea lor pe dumneavoastră, așa ca dumneavoastră să jucați mai bine? Sau? Nu, presiune nu mai e mai deloc. Cum am spus, adică erau foarte drăguți cu mine. Majoritatea m-au ajutat, numai pe mine, că mai era și Ailene și Ion Ion, deci eram trei deja care ne-au luat atunci. Pe toți ne-au ajutat, n-am avut probleme cu jucătorii să, eu știu, să ne vorbească urât sau să... Sigur că asta este ierarhia când ajungi la 18 ani și joci cu asemenea somități. Sigur că mai car geamantane, mai foarte normal, cred că și în ziua de la fel. Da. Haideți, ca să înțeleagă tinerii din ziua de astăzi, dintre colegii dumneavoastră de echipă, care ziceți dumneavoastră că astăzi ar fi avut soarta unui Neymar care s-a transferat pentru 200 de milioane la PSG? De generația atunci? Da. Dacă ar fi jucat astăzi. Astăzi, da. Și dumneavoastră, bineînțeles, cam unde ați fi vrut dumneavoastră să mergeți dacă ați fi fost jucător astăzi? Da, deci noi am avut, într-adevăr, o echipă foarte puternică cu jucători foarte, foarte valoroși, dacă ne gândim la un Iordănescu, la Dumitru, Stoica, în spate Sameș, Iordache, deci valori fotbalistice, nu, care au făcut mult pentru Steaua, pentru echipa națională, pentru fotbalul românesc, dar eu sunt sigur că mulți dintre ei, dacă erau acum, pe timpul ăsta, ar fi costat, cred și de la 30-40 de milioane în sus și ar fi câștigat bani mulți în Occident. Și nu mi-a spus dumneavoastră unde ați fi vrut să joc? Eu aș fi vrut să joc, unde aș fi vrut să joc. Sigur că toți s-ar dori să joace la cluburi mari, dar eu cred că mi-aș vrea, dacă, cum a fost soarta să fie, să ajung în Germania, eu știu, la un Bayern München mi-aș fi dorit să joc. Nu? Cât de exigent era publicul din Genția în acea vreme, în vremea de dinainte de câștigarea Cupei Campionilor Europeni? Da, erau mai ales la meciurile acasă, tot timpul era stadionul plin în Ghencea, da? Toți sigur că aveau pretenții mari, pentru că într-adevăr aveam echipă foarte puternică. După valoarea fotbalistică ar fi trebuit noi să fie grijă campionat în fiecare an, după valoarea fotbalistică, dar erau prea multe vedete, prea multe valori și toți fiecare a fost să arate, nu? Și atunci sigur că nu funcționează o echipă normal cum ar trebui să... Și atunci am avut și noi mulți ani probleme, numai... Bine, sigur că eram acolo cea mai iubită echipă din România. Steaua era foarte iubită și cred că și acum e la fel. Așa că, numai că nu prea am avut așa. Eu știu că am și de campion cu Steaua și vreo două cupe. Da, în 8 ani jumate cât am jucat la Steaua, eu cred că trebuia să luăm mai multe campionate. Da. Ce vreau să știu eu, publicul de atunci, ce iubea mai mult? Titlul sau spectacolul. Da, și noi făceam într-adevăr spectacol, dar asta mă iubea lumea mult, pentru că îmi plăcea să driblez, îmi plăcea să fac numai eu și Costică Zamfir și cine pe cine aveam, am spus Dumitru și ăsta, deci numai fotbaliști adevărați, și noi făceam spectacol și asta le plăcea la oameni și tot timpul ne cerea acest spectacol și îl făceam de multe ori. Și peste câteva săptămâni, Steaua București începe returul în Liga a 4-a și o să joace în prima etapă fix cu Dinamo, echipa lui Nicolae Badea, care tot Dinamo se numește, nu știm dacă este Dinamo sau nu este, dar este un Dinamo. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră cât de importante erau derbiurile Steaua-Dinamo pe vremea dumneavoastră. Doamne, dacă cum? Erau niște meciuri, pentru că erau două echipe atât de puternice, cu jucători așa de valoroși și mai ales două echipe care jucau ofensiv, jucau fotbal, încercau să joace fotbal. Deci nu era o echipă care să joace mai mult defensiv, să distrugă, deci erau două echipe care jucau ofensiv și de asta se dau multe goluri, dar erau spectacol la timpul și mi-aduc aminte de meciurile alea de derby pe 23, cum mi spunea înainte, nu? 80.000 de spectatori. Super.
Erau două meci unul după altul și era super de frumos, dar atmosfera după aia juca Rapidul, care și era, într-adevăr, cu fanii lor care erau foarte aproape de echipă. Și, da, deci au fost vremuri frumoase, am trăit vremuri frumoase, meciurile astea de derby, mai ales cu Dinamo, erau meciuri strânse, strâns meciul într-adevăr frumoase jucam în viteză, cu spectacol, cu dribluri, cu un duel, cu chestia asta. Deci au fost echipe bune și se făcea plăcere să joci, mai ales cu atâți spectatori care avea, dar nu mai la meciul ăsta. Unde mergeam noi erau tot timpul stadionele pline. Nu? Acum ce văd pe la meciuri mai ușor de când în când am văzut un meci de 1300 de spectatori la Mediaș cu Cluj, cu CFR Cluj, care e prima clasată. 1300, păi sunt, au copii în Germania mai mulți spectatori. La copii. Foarte, foarte trist, din păcate. Da. Legat de derbiul Steaua Dinamo, era ceva special pentru dumneavoastră personal sau pentru toată echipa? Acum nu-și trebuia să te motiveze nimeni. Sigur că antrenorul încerca totul să facă tot posibil ca noi să, într-adevăr, să luăm meciul în serios și asta, dar nu trebuia, pentru că știai că tu, ca echipa, ai valoare și poți să câștigi meci cu Dinamo. Același lucru că era și din partea lui Dinamo. De asta ieșeau meciuri bune, pentru că era presiune, de fapt, pe amândouă echipe, dar mai mult era mai mult pe noi, pentru că noi, da, lumea s-a așteptat la mai mult de la noi să câștigi meciurile contra Dinamo. Cu care dinamoviști ați avut cele mai dure dueluri? Cu Lucuța aveam, Dumnezeu să lezi, cu el aveam, că era, eu jucam perioada mai mult pe dreapta, extremă dreaptă, și el era funda stânga. Cam astea erau duele și eram prieteni buni, eram prieteni foarte buni amândoi, dar în afara terenului erau prieteni buni. Ca și cu Dumnezeu și pe Așchie, Munteanu 2 de la Sportul, cu ăla aveam clinciul mare de tot. Dar de la Dinamo, cam cu Lucuță, că era tot timpul adversarul meu direct. Noi doi discutăm acum față în față prima dată, dar eu am avut onoarea să vă pun o întrebare acum mai mulți ani, când dumneavoastră ați fost la la o emisiune de a Gazetei Sporturilor și le răspundeați fanilor pe internet. Da. Atunci v-am scris și eu o întrebare și ați citit întrebarea mea și v-am întrebat așa: ce vă plăcea mai mult la meciurile Steaua Dinamo? Să dați gol sau să îi dați craci lui Cornel Dinu? Cornel Dinu sau lui Sămăreanu, lui Peghi Sămăreanu. Da, v-am întrebat de Dinu. Da. Vă mai aduceți aminte ce mi-ați răspuns? Nu mă țin. Mi-ați spus așa: cel mai mult îmi plăcea să dau gol după ce îi dădeam craci lui Dinu. Da. Oh, da, mi-aduc aminte de meciul ăla din cupă, la ea acolo în groapă, când am bătut cu 4-1 pe o ploaie torențială și terenul era greu, cu mocilă. Și de-abia așteptam pe ăștia cu înalții, cum era Dinu, Sărmăreanu, să-i derbească și asta. Am prins un joc atunci, eu cu Aileni, mamă ce le-am făcut, 4-1 i-am bătut în groapă la ei. Dar a fost super. Îmi plăcea să-i întorc, să-i dau urechi, să ia să aștept, hai, ridică-te iar. Da. Și ați jucat împotriva unor jucători români mari, dar ați jucat și împotriva unor jucători străini mari. Când a venit Barcelona, de exemplu, în Ghencea, în Cupa Cupelor. Da, în primul meci de acolo, când a dat 5, atunci am fost prima rezervă, am intrat ceva mai târziu. Ce să mai zic, când ai un Cruyff, e normal că să ai așa mult respect, că chiar prea mult respect am avut atunci la alea două meciuri, pentru că, într-adevăr, ce vrei, omul avea valoare, trebuie să câștigă singurul meciul. De acolo la 5, aici la 3-1 și m-a băgat și pe mingea să-l țin pe Cruyff și la un moment dat ne-a imit de departe. Băi, mă, ce te uiți, mă, la Cruyff? Dar eu i-am spus, la cine să mă uiți la Smarandache? Incredibil. Domnule Răducanu, meciurile acestea v-au, nu știu, convins, v-au ambiționat să încercați să fugiți din țară, aceste meciuri sau meciurile de la națională cu naționalele străine? Nu, astea nu, astea nu. Prima, astea au fost meciuri care, bun, Cupa UEFA, sigur că eram tot timpul bucuros că aveam șansă să jucăm în cupe, cum mai ieșeam și noi pe afară. Problema în perioada aia, nu prea ieșeam noi așa, deci numai când aveam meciul în Cupa UEFA, în restul nu prea ieșeam afară. Dar astea aveam noi tot timpul frică și prea mult respect de echipele mari sau echipe naționale. Când jucam cu echipe naționale, cu, știu, jucai cu polonezi, jucai cu bulgari, jucai cu
DDR-ul atunci și când ieșeai și jucai cu ăia bunii olandezi, sigur că îți tremurau chiloții. Pentru că nu prea ieșeam, nu aveam contact cu ei să joci, să vezi ce nivel au și cum, dacă poți să faci față acest nivel. Nu? La mine au fost alte cauze, ce am rămas de am vrut să plec. Am vrut să plec, puteam să plec și cu 2 ani mai devreme. Când am fost, de exemplu, în Franța în 90, am avut un turneu de vară tot cu echipa națională și erau un turneu de vară unde erau 4 echipe. Gladbach era atunci, era Saint-Étienne, unde juca Platini, era Toulouse, ca echipă organizatoare, și noi, echipa națională, și am câștigat cupa de cel mai bun jucător în turneul cu toate că a jucat Platini. Deci puteam să rămân atunci, în perioada aia. Puteam să rămân exact și la meciul cu Nantes, tot în cupa UEFA, când am dat 2 goluri la Nantes. Dar așa a fost soarta mea, să ajung prin Germania. Mulți din tinerii de astăzi nu știu cum a fost atunci. Dumneavoastră v-ați temut ca nu cumva ca regimul să se răzbune pe dumneavoastră după ce ați plecat? Cum a ajuns acolo, sigur că pentru mine era clar că n-am putut să mă întorc înapoi, eram și ofițer, după am primit și condamnarea de 5 ani și 8 luni. Era clar pentru mine că nu mai pot să fac pasul, să mă întorc înapoi. Mi-a mergea deja bine, începând să joc, sigur, alea 11 luni au fost grele, până am început să am avut dreptul de joc, dar după aceea când am început să joc, așa de bine mă simțeam, pentru că aveam succes, echipa mergea cât de cât bine și eram foarte iubit în Dortmund și nu prea mai m-am gândit. Încercam să-mi văd de treabă acolo, sigur că îmi așteptam familia unde erau probleme, vreau să-mi vină familia, să-mi vină și mama. Să se spună pe mine, sigur că mai primim niște telefoane unde mi s-a făcut și mie puțină frică după ce am început eu să vorbesc mai așa mai n-am prea frumos la telefon, pentru că nu mai puteam niciun, nu mai puteam să rezist, pentru că nu înțelegeam fenomenul de ce treaba avea maica mea, ce vine avea maica mea, ce vine avea soția, care a rămas când am avut eu să plec din România, deci nu știa nimeni, nici nevastă, nici maică-mea, și asta nu înțelegeam și eram cam supărat și trăiesc și asta, și atunci am început să mai spun și niște cuvinte nu prea așa plăcute și atunci au început oamenii să mă bombardeze cu telefoane, sigur că mi s-a făcut și mie frică, am s-a pus de arabă Rusia, am avut poliție tot timpul la mine, stăteam acasă, după o săptămână am avut de la Cripo, poliția acolo a avut grijă de mine și când jucam pe deplasare, tot timpul controlau autobuzul, controlau hotelul unde stăteam și chestii de astea. Sigur că ți se face frică, dar am zis ce să... Asta e, acum sunt aici, trebuie să-mi văd de treabă, să joc bine, să... Nu m-am gândit așa prea mult la că poate să se răzbună statul român pe mine. Ați zis dumneavoastră mai devreme că era diferit când ați jucat cu echipe din străinătate. Credeți că dacă România de atunci avea un alt regim, și fotbalul românesc era mai dezvoltat? Da, sunt sigur, pentru că în perioada am avut într-adevăr fotbaliști foarte buni. Am dovedit-o și chiar la campionatul mondial din 70, unde ai noștri într-adevăr pun într-o grupă foarte grea cu Brazilia și cu Anglia. Totuși ai noștri au făcut față. Aveam jucători, numai că, cum v-am spus și mă repet, pentru că nu prea ieșeam pe afară și asta a fost singurul dezavantaj al nostru, pentru că nu aveam prea multe meciuri de astea puternice, grele, mai grele cu echipe puternice, Germania, de exemplu, atunci Anglia, am jucat numai pentru la calificări, dar în restul nu prea jucam noi și cred că asta a fost un dezavantaj pentru noi imens, că totuși România era în perioada, totuși cum și după aia, în anii 90, oricum cu generația de aur. Regimul atunci a cerut ca dumneavoastră să fiți scos din statisticile fotbalului românesc și v-a și luat titlul de jucătorul anului. Cum v-ați simțit dumneavoastră atunci la Borussia, aflând veștile acestea? Am luat așa cum a fost. Nu sigur că era de așteptat să mi se întâmple asta, dar a fost ok din partea mea, pe mine m-a interesat viitorul meu, nu mai mă gândeam ce a fost, sigur că știam că de 2-3 ori s-a fost 79-80, de 2 ori la anul mi s-a luat titlul, atunci nu știu ce l-a luat Costică Ștefănescu, mi se pare, dar nu mai contează.
dacă rămâneam în România, sunt sigur că mai ieșeam de o dată de două ori, pentru că eram atunci într-o formă foarte bună. Foarte bună. Da. Am dovedit-o și în Germania. Da. Toate că am stat 11 luni. Am zis că am stat 11 luni, da, am jucat. Da, am jucat la Borussia Dortmund. Da, după aia, după aia am început și am jucat primul sezon foarte bine. Așa că, direct, nu prea am luat-o așa, cum să zic, să fiu prea ok, am fugit, acum suport totul ce, nu? Era normal să mi se întâmple chestii de-astea și să-mi ia titlul de cel mai bun jucător. M-a tăiat deja, deci golul cu Anglia, nu știu, l-a dat cineva, nu știu în ce cine l-a dat primul gol. Așa a fost întotdeauna cu regimul comunist, întotdeauna ei au rescris istoria. Dumneavoastră v-a părut rău că ați fost nevoiți să plecați chiar înainte ca Steaua să câștige Cupa Campionilor Europeni? Pentru că n-am fost nevoit. Eu am plecat pentru că au fost niște chestii care s-au întâmplat, care nu mi-a plăcut mie, de exemplu, meciul cu Anglia, când n-am fost băgat să joc. A mai fost o situație la niște meciuri care au fost trucate, să spun, meciuri arăjate și astea. Și până la urmă eu am vrut să-mi dovedez mie și la ceilalți că pot să fac față fotbalului internațional. Nu? Că a fost Germania, așa a fost întâlnirea. Sau eu iau ca un destin, că putea să fie Italia, putea să fie Spania, putea să fie altă. Dacă plecam aici cu echipa României în altă țară, rămâneam acolo. Eu oricum aveam de gând să rămân. Dar s-a dimineț să fie Germania. Da. Și înapoi spre întrebare. Cum v-a părut rău că nu ați prins acel sezon? Da, bineînțeles, sigur, da, cine știa că se întâmplă asta, da. Că vreodată am vrut să mă duc și eu la meci, atunci numai că era în timpul săptămânii și n-am să plec, aveam antrenament, că altfel m-aș fi dus să văd și meciul de la Barcelona, de la Sevilla, sau nu s-a jucat la Sevilla. De la Sevilla, la Sevilla. Dar, da, cum am spus, n-am putut să plec. Bineînțeles că după aia trebuie să uite-mă, jucam și eu, eram și eu acum, luam Cupa Campionilor, e la palmaresul, cine nu, dar asta a fost să fie, nu? Dar mă bucur pentru băieții, colegii mei care mai erau și la echipă, că au avut acest enorm deces, asta e singura echipă din România, din istoria fotbalului românesc care a câștigat Cupa Campionilor și ceva deosebit. Pui Iordănescu a jucat în final la Sevilla, colegul dumneavoastră. Da, l-a băgat puțin și pe lună, da. Spre sfârșit. Pe dumneavoastră v-ar fi băgat Niaimi. Păi eu cred că jucam de la început, nu? Da. Păi eram ceva mai tânăr, cu patru ani mai mare ca mine. Și să vă întreb așa, cum credeți că v-ați fi descurcat în finala aceea de la Sevilla cu Barcelona? Ar fi fost și un fel de revanșă personală legat de meciul. De meciul, da. Și o șansă unică pentru mine să dovedesc atunci, pentru că, într-adevăr, aveam forma pe care o am avut atunci la ora aia și, da, cred că ajutam foarte mult echipa. Era un lot foarte, foarte bine pus la punct și din punct de vedere tehnic, fotbalistic nu mai vorbim, și mental. Așa bine a pus Naimi atunci pe teren, bine, și cu puțin noroc, asta este, dacă n-ai noroc în viață, dar și cu puțin noroc a apărat de cadam alea 4-11 metri, dar zic că era și pentru mine ceva deosebit să fi jucat meciul ăla și sunt sigur că puteam să ajung mult echipa. Mulți fotbaliști din România, pe foarte mulți, i-am auzit spunând că dumneavoastră ați fost eroul lor. Îi pot enumera aici pe Lăcătuș, pe Gică Hagi. Eu vreau să vă întreb așa, cum ar fi fost ca dumneavoastră să jucați la Steaua cu Gică Hagi? Ar mai fi avut adversarul mingea? Da, e chiar o întrebare foarte bună. Sigur că mulți ar fi crezut că nu ar putea funcționa, pentru că sunt, dar eu zic că noi suntem doi jucători diferiți, foarte diferiți. Și cred că puteam să facem amândoi să jucăm împreună, pentru că ai doi jucători de valoare mare și trebuie să fii mulțumit că e așa. Exact așa a fost și mi s-a întâmplat și la Dortmund, când mulți au spus a venit Andy Müller avea 19 ani, nu are cum să joace cum acela, e imposibil.
Și am jucat o jumătate de an și am făcut minuni amândoi. Se poate, ai încă un jucător, trebuie să fii fericit că ai doi jucători valoroși care să înțeleg bine. Să vă întreb despre fotbalul din Germania anilor 80. Cum era? A fost grea acomodarea pentru dumneavoastră? Nu, pentru că în acel an când am fost suspendat, eu făceam, bineînțeles, făceam fiecare zi antrenament cu echipa și l-am avut și am avut un mare antrenor pe Branko Zebeț, care jugoslav, care câștigase înainte cu Bayern München campionatul la Hamburg, deci un nume și ca fotbalist și ca antrenor mare, și el spunea tot timpul cel mai bun jucător al meu nu are dreptul de joc. El, de fapt, m-a adus la Borussia Dortmund, dar nu jucam. Dar băieții, colegii mei, făcând fiecare zi cu antrenament, ei știau ce fel de jucător sunt. Și atunci când am început să joc, ei știau cum. Și de asta am avut și un sezon super de bun. Am fost de 11 ori în echipa etapei cu nota 1, pentru că jucătorii mă cunoșteau. Acum ai vii și trebuie să dai randament de la început. Și trebuie acomodare de câteva luni. Mie mi-a trebuit, pentru că știau băieții ce fel de jucători sunt și m-au ajutat foarte mult. Eu i-am ajutat pe ei, adică am ajutat echipa și am avut pe timpul ăla să fie locul 4 în Bundesliga. Era ceva deosebit. Școala dumneavoastră de fotbal e una dintre cele mai apreciate din Germania. Dumneavoastră ați știut încă din perioada cât erați jucător că vreți să aveți o școală de fotbal? Nu. Deci gândiți-vă că la 36 de ani, când am terminat contractul în Elveția, am venit înapoi în Germania și sigur că viața merge mai departe. Nu s-a terminat la 36 de ani, 37 de ani. Deci da. Am început să joc foarte multe meciuri de astea demonstrative, care au fost pentru mine cea mai frumoasă perioadă. După ce m-am lăsat de vorba, 3-4 ani, am avut o perioadă super de frumoasă, pentru că aveam 60-70 de meciuri pe an, unde jucam cu valori mari, deci unde nu se juca pe punte, se juca numai să faci spectacol, show, și astea, și să joci cu Netzer, cu Beckenbauer, cu Overa, cu Grabowski, mari fotbaliști germanii. Yeah. Dar cândva am zis, trebuie să fac ceva. Nu trebuie să, sigur că altceva de fotbal nu știam. Deci eu trebuie să rămân în fotbal. Trebuia să fac ceva, nu? Și mi-am făcut școala de antrenor la Köln. Dacă în perioada era foarte, foarte greu ca străin să preiei o echipă de profesionist în Bundesliga. De la atunci mi se pare că era un doi străini, tot așa, un iugoslav și Happel, Ernst Happel, austriacul. Restul nu prea să aveau șanse străini să preia o echipă de Bundesliga. Și atunci, în 93, când am făcut școala de antrenor la Köln, a venit un prieten și zice, băi, mă ațineai să faci o școală de fotbal. Eu nu știu ce vrea de la mine, ce școală de fotbal. Ce să fac? Să antrenez copiii? Nu antrenez niciodată. Nu știu dacă o să fiu eu un antrenor de copii. Și în 94, exact când jucau ai noștri foarte bine la campionatul mondial din USA, pe 1 iulie am deschis școala. Hai să o facem, hai să încercăm. Ce poți să pierzi? Am chemat 15 copii sau nu știu, 12 copii, dacă am făcut o demonstrație într-o duminică, nu o să niciodată, duminică pe 1 iulie. Era. Și am făcut demonstrația, după 3 luni aveam deja 70 de copii. Pentru că am făcut altceva decât să cerea atunci în perioada la cluburi. Sau ce se făcea. Și am zis că merge și bineînțeles că cu timpul m-am orientat, m-am uitat mai la Ajax, Amsterdam, să văd cum se antrenează copiii. Și uite, acum, după 26 de ani anul ăsta, eu sunt predestinat pentru acest job, să antrenez copiii. Nici nu aș vrea să mai... Bine, eu nu am nicio șansă să ajung cândva antrenor, cu toate că am licența, dar nu. Nici nu mai am, cred, plăcerea. Și da, îmi place să lucrez cu copiii, pentru că mai ales când copiii progresează, se dezvoltă și ajung și fotbaliști, atunci sigur că e cea mai mare plăcere, nu? Ca antrenor de copii, să-ți vezi jucătorii că ajung profesioniști. Nu? Și asta a fost și soarta mea, câștigat bani buni, am fost mulțumit, că asta e important, să fii mulțumit, să le dai copiilor senzația că
îi ajuți, vrei să-i ajuți și te ajută pe tine și până la urmă toată lumea să fie mulțumit, și părinții, și copiii, și noi, antrenorii, și vă dați seama că de atâția ani, uitați că vigii pe România sunt chemați peste tot, unde sunt tabere de copii sau astea și da, sper să mai fac 2-3 ani, ca după aia da, să mă retrag și eu complet, să văd de treaba mea, familia, să fiu mai mult pe acasă. Îi învățați pe copii să dribleze. Întreb pentru că în fotbalul de astăzi nu se prea mai driblează. Exact, mă, asta și asta este, chiar că este ciudat, dar totuși, eu zic, toată lumea care merge în stadion, ce vrea să vadă? Show. Show. E așa, nu? Trebuie să-l vezi pe Messi, să-l vezi pe Ronaldo, să-l vezi pe Sancho la Dortmund. De ce credeți că vine lumea în stadion? Pe ce să vadă? Să vadă alunecări? Asta le vezi tot timpul. Deci să vadă fotbaliști. Și a strâns, și eu mi-aș fi plus să joc acum cu Sancho, să joc cu Royce, cum îi cheamă ăștia, fotbaliștii ăștia, și eu aș fi jucat cu plăcere mare, dar eu am jucat cu jucători mai slăbuți și eu trebuia să le cam fac pe toate, dar totuși, pentru mine a fost o experiență deosebită, așa se la Borussia Dortmund. Eu îi învăț pe copii să dribleze. Asta este, asta am știut, asta am învățat-o și o dau mai departe. Ce să învăț? Asta nu, ce să învăț alunecări? Nu, asta nu am știut. Și nu o să învăț niciodată. De ce să nu înveți să dribleze? Ca așa, cum? Păi, gândiți-vă, sunt pe teren și vine un adversar în față. Ce să fac? Băi, n-am voie sau nu pot să dribleze. Ia tu mingea. Nu trebuie să trec de un adversar. Cum să trec? Prin dribling. Nu? Și asta vrea și lumea să vadă. Să vadă o ureche, să dea la un ureche, să faci, să vezi 1, 2, 3 jucători, nu? Sau să dai o pasă de nu știu de câți. Asta vrea lumea să vadă. Nu? Nu. Celelalte. Credeți că banii au stricat fotbalul de Da, astăzi? sigur, sigur. Da. Mai ales că nu toți merită acești bani. Nu, că acum nu sunt dușmănos, că și eu am câștigat pentru timpul de atunci, am câștigat foarte mulți bani. Deci mai mult decât mari fotbaliști al Germaniei, am câștigat mai mult decât ei. Aia, ce să zic, un Uwe Zeller sau cum îi cheamă, ei au câștigat mai puțin decât mine. Și au fost jucători mondiali, nu? Dar asta este, și asta este timpul, să dau bani mulți, sunt mulți jucători mediocri care câștigă foarte mulți bani și asta nu e normal. Pentru un tânăr fotbalist de astăzi, ca să devină un fotbalist de top, ce credeți că e mai importantă? Foamea de bani sau dorința asta de a... iubirea asta pentru fotbal, pentru sport? Eu vă întreb pe dumneavoastră, ce a făcut Mario Götze? Că a vrut să ia bani mai mulți. Din păcate s-a stins. Ați văzut? Da, așa este. Așa este. Eu dacă iubesc fotbalul și îl joc din plăcere mare de tot, păi nene, mai nu-ți la niște bani, că îmi place să joc fotbal, decât să stau pe bară, să iau, eu știu, 8 milioane și să nu vreau să renunț la 1 milion care mi dă clubul, mai puțin, nu o țin pe a mea. Și până la urmă ce faci dacă nu joci, dacă n-ai jocuri în picioare, cine te mai ia? Primul, nu te mai ia nimeni dacă n-ai meciuri. Da? Și banii aia care vrea să câștige nu se mai duce niciodată de la Borussia Dortmund. Așa că e treaba lui, da. Eu zic că eu dacă iubesc fotbalul, renunț și la niște bani, dar numai să joc. Dacă dumneavoastră ați avea astăzi o școală de fotbal în România, cum ați proceda cu tinerii fotbaliști români? În primul rând, eu acum, dacă vin după atâția ani de 40 de ani, vă dați seama că am deja altă mentalitate, am luat mult din mentalitatea neamțului, nu? Și din sistemul de acolo. Asta e, sunt mulți jucători, sunt sigur că sunt jucători buni în România, jucători talentați, dar lor le lipsesc foarte mult atitudinea față de fotbal. Sunt deja de acasă, sunt foarte răsfățați copiii. Dar văd când părinții le închid și ghetă la 10-12 ani. Alo, eu am jucat la 7 ani, am început să la 6-7 ani și mergeam cu tramvai o oră jumătate la singur. Da? Și ăștia vin cu jeep-uri, vin cu astea, cu telefoane, cu... Sigur că n-au niciun chef, vor mai mult părinții decât copiii. Și asta vreau să le... Adică mentalitatea asta, responsabilitate, atitudinea, am spus. Deci, da, sunt multe chestii care jucătorii noștri, din păcate, nu au. Vedeți că și când ies pe afară, au greutăți. Nu, unde joacă. Nu joacă. Și nu sunt tâmpiți antrenorii de acolo. Ei fac totul bine și ceilalți au ceva cu români.
Nu are nimic cu românii. Că dacă ești valoare, joci. Poți să fii român, poți să nu contează. Că nu are nimic cu noi. Nici în Germania sunt sigur că nu are nimic cu noi. Că au fost o grămadă. Eu am jucat acolo, am jucat Munteanu, am jucat Lupescu. Dar acum au făcut față. Da. De ce au făcut față? Pentru că au fost serioși. Și au văzut de treabă. Ce? Ăștia de acum nu au multe lucruri. Au ceva, dar nu le-au pe toate. Ca să fii jucător complet, trebuie să le ai într-adevăr pe toate. Bine, că trebuie să știi fotbal, asta e clar, nu? Da. Și pe lângă asta trebuie să mai știi, să, cum am spus, responsabilitate, chestii de-astea, nu? Și cum te comporți în afara terenului, nu? Ai, nu știu, sunt așa, sunt, poate că au și complexe de inferioritate, sau ascund, nu vorbesc, sunt tot timpul, nu? Sunt chestii de-astea care n-au voie să se întâmple când vrei să joci fotbal la nivel înalt. Da. Dumneavoastră ați venit recent în România cu niște probleme cu legate de pensie. Ce s-a întâmplat acolo? Deocamdată nimic. Mâine dimineața am un termen la notar aici. Am vorbit cu un prieten al meu din Pitești ca să mă ajute. El fiind în Pitești, am auzit acum că arhiva s-a mutat la Pitești și are și niște relații pe acolo și mi-a zis, Marcelem, fă-mi o împuternicire, mâine fac o împuternicire la notar, da, eu semnez, eu trimit și el să mă reprezinte, pentru că eu nu pot să vin tot timpul în România pentru această situație. Și sper ca el să mă ajute într-un fel. Sigur că oamenii de aici au zis că nu mă găsesc. Clar, undeva înțeleg, atunci când am fugit, că am fost condamnat, dar nu mai are nicio legătură. Eu am jucat tot jumate și mi se cuvin niște bani. Evident. Nu? Și de asta vreau să lupt pentru acești bani. Și sper că băiatul ăsta să mă ajute. Domnul Talpan s-a oferit și dânsul să mă ajute pe alte căi pe care le știe dânsul. Să vedem. Până la urmă, cred că o să iasă bine. Dumneavoastră v-ați întâlnit cu domnul Talpan și ați vizitat complexul sportiv Steaua. Cum vi se pare nou stadion? Super de frumos. M-a dus întâi la terenul unde joacă echipa acum, terenul de acolo de la Ghent, cu tribune frumos, cochet, terenul super de bun. M-a dus la stadionul mare care acum sunt în construcție. După aia m-a dus la sala de not, care superbă de frumos, da? Și mi-a arătat cam totul. După am fost la dânsul la birou, am făcut poze cu dânsul și mi-a arătat și nou autobuz care l-a cumpărat, un autobuz foarte frumos. Da. Da? Tocmai stătea, era în curtea acolo unde are dânsul birou, se pregăteau băieții de la basket să plece, aveau meci. Și da, deci e frumos. Dânsul, sunt sigur că vrea să ajute clubul. Eu am zis dânsului, vă ajut cu cea mare plăcere. Dacă pot să ajut, ajut. Numai să știu ce trebuie să fac ca să putem să avem niște rezultate. Deci dacă e ceva pentru copii, ca academie de fotbal, e ok. Adică acolo cu noi, eu sunt deschis pentru orice și acolo cunosc, pentru că dar fac de 25 de ani. Știu cum, și mai ales că și din Germania mai cunoscut și mai știu cum merg lucrurile la o academie și asta aș putea să o facem, dar să vedem cum o să meargă în continuare, să mai mă sună și dânsul, să vedem, poate ne mai întâlnim vreodată cum ajung în București. Ar merita Florin Talpan să fie comandant al clubului? Deci l-am cunoscut pe dânsul acolo și am o impresie foarte deosebită, pentru că e un om cinstit, un om corect, un om direct și un voitor, un om care vrea să ajute. Numai că nu îi se pun piedici și asta e problema mare. Nu? Eu vreau să vă pun o întrebare pe care cred că vor toți steliștii să vă pună. V-ați întoarce la Steaua? În orice poziție, antrenor, șef la copii și junior, orice poziție, dar v-ați întoarce? Nu, definitiv nu, pentru că asta nu aveam primul rând nici soția mea. Și nici eu nu cred că aș putea să stea prea mult aici. Deci aș putea, la început, eu știu câteva, până pun totul pe picioare, unde o să fiu că o să meargă, dar să stau tot timpul aici nu cred că aș putea. A, deci dumneavoastră ați vrea să veniți cu un ajutor, nu știu, de cunoștințe. Exact, da. Ar fi perfect pentru da, noi. Sigur. E un început și să vedem cum merg lucrurile și atunci
dacă ai un staff ca lumea, oameni ca întrebă care vor și ei să ajute cu unul să-l dărâme, să-l păcălească, atunci sunt sigur că suntem pe un drum bun. Dar ei trebuie toți, dar toți care sunt acolo, nu contează cine este, că sunt jucători, foști jucători sau cine, toți trebuie să fim uniți dacă vrem să aducem clubul acolo unde trebuie să fie. Eu știu, am jucat la Steaua, nu știu de celelalte, FCSB nu cunosc. Eu cunosc Steaua București, că acolo am jucat. Exact. Una este Steaua București. Exact. Domnule Răducanu, vă întreb așa, dumneavoastră, vă e dor de România? Nu mi-e dor pentru că vin mai tot timpul. Deci, odată pe lună sau la două luni, eu sunt la București sau la Timișoara. Deci eu vin tot timpul cu acest și așa că nu pot să spun că mi-e dor. Dar de Steaua? De Steaua, da. Steaua mi-e dor de tot. Da. Steaua, și de multe ori sunt așa cam trist pentru că sunt foștii mei jucători cu care am jucat atâția ani și aș dori să-i mai revăd, să stăm cum a fost acum câteva zile m-am întâlnit cu Costică Zamfir. Nu știu dacă ați văzut pozele pe Facebook. Costică Zamfir. M-am întâlnit cu Gigi Mulțescu. Deci, colegi cu care am jucat la echipa națională sau chiar dacă sunt foști dinamoviști, dar nu contează. Oameni cu care am jucat și împotriva lor și cu ei la loturi și au venit să mă vadă. Și asta sunt unii care se feresc să vină. Nu știu de ce. Că nu ne-am făcut nimic. Eu vreau să mă întâlnesc cu ei, să mai ne aducem aminte de lucruri frumoase, să râdem. De câte ori vin aici arăt și asta îmi place pentru că ți-au ce aminte de chestii ce le făceam în trecut. Sigur că au fost lucruri frumoase și la care ți-am zis cu plăcere aminte. Da. Dar eu sper, eu sunt tot timpul un optimist și o să mai vin și o să-i caut eu pe ei dacă ei nu vor să... Până la urmă, să-i întâlnesc. În încheiere, aveți un mesaj pentru suporterii steliști? Da, bineînțeles. Doresc în primul rând să promoveze echipa, să promoveze anul ăsta să vină cândva în prima ligă sau cel puțin în liga a doua deocamdată, să vedem cum se decurgă lucrurile. Mult succes și da, să fie în continuare alături de echipă, să o susțină și da, cu cea mai mare plăcere m-aș alătura de ei când mai vin pe aici să vin și eu la un meci a echipei, să fiu și eu în tribuna alături de ei. Vă mulțumesc frumos, domnule Răducanu, pentru acest interviu. Vă mulțumesc și în numele meu, dar și în numele ascultătorilor noștri și vă dorim numai sănătate și să veniți cât mai repede să vedeți Steaua. Mulțumesc mult! Dacă v-a plăcut această emisiune, prieteni, și dacă vreți să ne ajutați ca să putem să facem și alte astfel de emisiuni în continuare, vă rugăm să vă abonați la canalul nostru și să urmăriți Steaua Liberă și pe celelalte rețele de socializare. Vă mulțumim și forța Steaua!